atenția voastră. Permiteți-mi să dau cuvântul în continuare colegului nostru, părintele conferențiar, doctor Gheorghe Bolda. Părinte profesor, vă rog. Preasfinția voastră, Preacucerce părinte decan, Preacucerce părinte profesor, consilier, doamna Elena Mural, doamnelor, domnilor și dragi studenți. Sincer, privind retrospectiv la ceea ce s-a întâmplat în 1989, trebuie să recunoaștem că avem sentimente amestecate. Este greu să folosești sintagma revoluție în sensul spuneam că este greu să folosești sintagma revoluție în sensul în care l-au folosit cei care au preluat puterea imediat. Adică schimbarea puterii de către masele revoltate populare, pentru că nu este așa. Este straniu să uși reduci la lovitură de stat, cum spun alții. Lovitură de stat a fost o lovitură de stat, unii care vorbesc superior, anulând semnificația și importanța evenimentelor desfășurate în stradă, care au antrenat oameni ce nu puteau ști culisele evenimentului și cum va fi acesta manipulat ulterior. Alții au căutat formule hibride, cum ar fi loviluție, adică lovitură de stat combinată cu revoluție, dar revoluție deturnată, alții au preferat sintagma neutră de evenimentele de la 1989, decembrie 1989. Într-adevăr, este greu să împaci aceste perspective pendulând între mitologii fondatoare care confiscă oportunist moartea eroică a tinerilor și cinismele realiste care anulează orice sens al jertfei tinerilor din decembrie. Pentru că, așa cum a spus și Preasfințitul, vorbim despre jertfa eroilor din decembrie, a tinerilor, care erau crescuți, majoritatea, în ateismul comunist. Deci, este adevărat că dacă privim lucrurile în ansamblu geopolitic, România, trebuie să recunoaștem, nu a fost altceva decât o piesă a dominoului lagărului socialist care a căzut din ea bine rânduri. Este adevărat că a existat o manipulare intensă în acele zile prin mass media, ceea ce a împins pe unii comentatori să descrie scenările de la Timișoara, de fapt Auschwitz-ul ierii spectacolului. Știți? Unde, la un moment dat, am fost admirați pentru eroism, după aceea au fost ridiculizați pentru că au făcut un spectacol. Ca și cum sângele și jertfa tinerilor pot să se constituie într-un spectacol. Pentru că societatea spectacolului a deturnat aproape imediat revolta, transformând-o după chipul și asemănarea sa. Și că a existat o agendă paralelă cu astăzi, cu a oamenilor obișnuiți, urmărită de structurile care și-au decapitat propria conducere pentru a se perpetua la putere după 89. Cu toate acestea, privind la chipurile tinerilor, din cimitirile eroilor Revoluției, așa cum ne privește Elena Murariu, noi știm și simțim că jertfa lor este curată, că este adevărată, că este autentică. Elena Murariu are un album pe care îl puteți vedea, în care, și aceasta a fost și ideea acestei întâlniri, în care eroii Revoluției sunt integrați în șirul martirilor neamului, adică pornind de la martire de la Durostorul și apoi în Evul Mediu cu jertfa martirilor brâncoveni, eroii din războiul din 1877, eroii din primul război mondial, al doilea război mondial și mai ales martirii din închisorile comuniste.
Deci, în ciuda culiselor, în ciuda spectacolului mediatic de deturnare, în ciuda geopoliticii, jertfa acestor tineri strigă conștiințelor noastre într-un mod care ne face să admitem evidența. Ei realmente și-au jertfit viețile perfect conștienți de riscurile cu care se confruntau pentru un ideal care ne cuprinde pe toți. În acest sens, eroismul din 1989 este ultima răsuflare a unui spirit pe care îl regăsim în istoria recentă a României de la Război pentru Independență, trecând prin primul război mondial, cu al său an de grație 1918, Marea Unire, prin cumplitul război mondial al doilea și prin jertfele din închisorile comuniste. În această linie de jertfe pentru țară, deci numai așa, pentru că admiteri ați auzit, au murit degeaba, au murit la întâmplare și așa mai departe. Nu. Preasfințitul a amintit ce au strigat ei și vom vedea și din ceea ce ne prezintă expoziția Elenei Murari. Deci, în această linie de jertfe pentru țară, se înscrie și jertfa acestor tineri din decembrie 89. Merită să subliniem acest lucru, deoarece nu știm sincer dacă în acest moment mai există astfel de rezervoare de eroism în țară. Ceea ce ne deosebește de tinerii din 89, de țăranii care au luptat în primul război mondial și au participat apoi la Unirea de la 1918 și de sfinții martiri din închisorile comuniste, este credința lor fermă că își dau viețile pentru o țară concretă. O țară reală, pentru un bine comun, pentru neamul lor. Mai există această credință fermă în neam și în țară, capabilă să împingă pe cineva până l-aș da viața pentru acest ideal? Nu știm. Dar ce știm sigur este că un neam și o țară există cât timp membrii săi, cetățenii săi, sunt dispuși să-și dea viața pentru ele și pentru ce reprezintă ele. Din acest motiv, poate că facem o greșeală mare atunci când îi așezăm pe eroii de la Revoluție ca temelie pentru societatea de astăzi în care trăim noi. Facem o greșeală totuși. O societate demitizată, care nu mai crede nici în țară, nici în neam, o societate din care a dispărut orice formă a binului comun care ne dă un sentiment al comunității, o societate care își respinge eroii, sfinții, evenimentele fundatoare. Hai să vedea, nu, moda demitologizantă a istoriei. Prin urmare, oricât de paradoxal ar suna, tinerii din 1989 nu s-au jertfit cu gândul către un viitor nedefinit. Și aș îndrăzni să afirm și s-au jertfit cu fața către înaintașii lor, cărora le-au răspuns într-un dialog al eroilor peste timp. Și-au dat viața în fața eroilor de la Mărășești, de la Mărești, de la Oitus, în fața eroilor din stepele rusești și din Carpații Europei Centrale, al doilea război mondial, în fața sfinților închisorilor. Și iată, expoziția Elenei Murariu tocmai acest lucru îl sugerează. Vedeți aici, eroii și cei care veți vedea și albumul, vă veți convinge de acest lucru. Este, de fapt, aici un șir al eroilor. Deci, cu fața către înaintași. Ei s-au jertfit pentru acea Românie a înaintașilor lor. O Românie care nu este ceva abstract. Nu este România discursurilor și a vorbelor goale, ci o Românie a unor valori întrupate, trăite, experiate, chiar dacă nedesăvârșite. Este acea Românie care nu e redusă doar la simpla existență concretă, biologică, ci o Românie care, cum spunea Mircea Vulcănescu atunci când scria Dimensiunea românească a existenței, este o actualizare a unui etos. Este vorba despre un ideal care poate fi actualizat și transformat în realitate, care poate fi întrupat, care să prețuiască mai mult decât viața și să merite să ne jertfim viețile pentru a-L salva
Și care dacă lipsește, atunci degeaba ne trudim și degeaba ne jertfim. Am încheiat citatul din Mircea Vulcănescu. Dar poate cineva va spune că exagerăm motivațiile care i-au împins pe tinerii din decembrie 1989 să iasă și să primească moartea în pieptul lor. Însă, în acele zile, nu puteai cunoaște dezvăluirea evenimentelor. Nu știai cum au să se termine. Realitatea acelor zile arăta astfel. Oameni simpli, neînarmați, care ieșit în stradă în condițiile în care armata trăgea în plin în mulțime, și nu era ca și acum toți convinși că trebuie să participe la manifestații. Iată, această descriere sugestivă a unui participant la Revoluția din Timișoara. Citez, am văzut o scenă extraordinară. Pe de o parte venea o coloană dintre aceasta de manifestanți curioși, iar undeva la o măcelărie, prin zona Grării, pe linia unui tramvai era o coadă la carne. Fiecare era preocupat de altceva. Pe unii interesați de carne, pe unii de gloanțe, pe unii de libertate. Un alt moment semnificativ al zilelor din decembrie este atunci când, din inimile acelor tineri, a ieșit acel strigăt care și acum ne dă filori. Vom muri și vom fi liberi. Iar Părintele Galeriu, care a rostit rugăciunea Tatăl nostru împreună cu tinerii în piață, scria. Citez, potirul durerilor era plin la cea cumpână de vreme. A luminat atunci în spiritul vostru, tinerilor, un cuvânt unic, vom muri și vom fi liberi. Nu l-a rostit nimeni în vreo altă țară, în vreo altă revoluție, nici la 1789, nici la 1848 și nici în 1917. Voi ați descoperit libertatea în moarte, dar nu în moartea ca moarte, ci în moartea ca jertfă. Așa a fost la început, jertfa, nu moartea. Mielul este înjunghiat încă de la întemeierea lumii. Am încheiat citatul. Tinerii din decembrie 1989 au fost vrăstare ale unei culturi care a supraviețuit, atenție, cred că este foarte important, vrăstare ale unei culturi care a supraviețuit chiar și în timpul comunismului, din care nu lipsea noblețea, altruismul, încrederea și deschiderea către aproapele, idealismul de a crede într-o lume a armoniei și a binului pentru toți. Deci o cultură. S-a spus, noi, spre exemplu, la teologie am avut pe... Suntem în anfiteatrul Anghie Comă, dar erau formați deja înainte. Părintele Dumitru Stăniloae și toată această pleiadă a marilor profesori pe care i-am avut la teologie. O noblețe academică extraordinară. Mulți dintre ei au trecut prin pușcărie, iar unii dintre ei au trecut la Domnul în pușcărie. Oare marea noastră problemă este cu astfel de cultură. Deși a supraviețuit comunismului, a fost înnecată de materialismul și egoismul societății în care, din păcate, noi credeam că intrăm într-un eldorado și de superficialitatea arogantă a societății spectacolului. Căci întunecarea minții, a spus preasfințitul aici, întunecarea minții prin păcat reușește să reeduce omul mai repede și mai eficace decât o făceau reeducatorii de la Pitești. De la Iud și de la alte închisori comuniste. În comunism te supuneai, dar în majoritatea cazurilor nu credeai în ceea ce ți se impunea să faci. Dar acum oamenii se supun răului, păcatului, se duci de acesta, dar mai și cred în el. În 1989, anticomunismul însemna Tatăl nostru rostit în genunchi pe caldarâmul însângerat. Însemna a fi dispus să-ți dai viața pentru libertate. Însemna un extraordinar sentiment de solidaritate. De fapt, este impropriu să numim acel imbol tineresc spre jertfă drept anticomunist. Mai corect ar fi să numim credință creștină și în același timp dragoste de neam. Și să-l regăsim în marile momente ale istoriei recente. Spiritul acestui idealism național nu are nicio legătură cu ceea ce vedem astăzi, că se întâmplă sub imperiul mecanismelor de manipulare emoțională în masă, care divizează societate și care induc o uriașă ură pentru români. Lumea nouă în care trăim astăzi
nu știe cum să se repede și cum să reprime mai iute spiritul idealist național și creștin din 1989. Trebuie să spunem că toți cei care au participat la Revoluție, toți cei care s-au manifestat atunci, care au vorbit, și aici m-aș referi la Părintele Dumitru Stăniloae, mulți istorici, sociologi, analiști, oameni ai Bisericii s-au întrebat atunci, în anii ce au trecut, și se întreabă și acum, cine a insuflat un asemenea curaj românilor acum 30 de ani? Cine a învățat să mărturisească precum martirii creștini din primele vacuri, vom muri și vom fi liberi? Și atunci majoritatea au spus, nu numai teologii, nu numai preoții, s-a întâmplat o minune. Și a întors Dumnezeu din nou fața spre noi. Și ne-a ajutat să înfăptuim, n-aș folosi termenul de revoluție, o mișcare creștină. Marele nostru teolog, Părintele Dumitru Stăniloae, scria: lupta și biruința poporului român pentru cauza libertății sale a fost o adevărată minune. Credem că în această minune s-a manifestat forța unității poporului român și setea lui de regăsire a unității pe care dictatura răsturnată se străduia din răsputeri să o anihileze, semănând neîncrederea dintre om și om. Unitatea regăsită este acum nu numai între cei ce trăim azi, ci și între noi și cei ce au trăit în trecut și între cei ce și-au dat viața pământească în lupta pentru eliberarea neamului. O dovadă în acest sens este și nesfârșitul număr de lumânări ce se aprind pe locurile unde au căzut cei ce și-au dat viața ca jertfă pentru regăsirea unității și libertății poporului român. Și Părintele Stăniloae adaugă, și aș vrea să vă întreb, în ce măsură suntem convinși? Spune așa: aș compara pe martirii Revoluției cu pruncii uciși de Irod, de un Irod modern, mult mai crud, care nu putea tolera pe Hristos. Pruncii uciși de Irod nu erau conștienți de jertfa lor, în vreme ce martirii din decembrie știau că merg la moarte. Jertfa lor trebuie canonizată și ar trebui să capete o semnificație mondial creștină. Să-i pomenească toate bisericile ortodoxe. În general, ucenicii creștini, în decursul timpului, s-au jertfit individual sau în grupuri, nu însă într-un așa mare număr deodată. Martirii noștri ar putea fi prăznuiți fie pe 22 decembrie, fie pe 20, odată cu pruncii uciși de Irod. Deci, întâlnirea noastră în jurul acestei expoziții se adresează celor care nu au uitat și care nu vor să uite ce am trăit și ce am simțit atunci. Și știm ce am simțit atunci, cei care suntem. Știm ce entuziasm general a fost. Știm ce era mai bun cu toții. Ne îmbrățișam. Era o bucurie generală. Era un entuziasm care apoi s-a pierdut foarte repede. Deci, cât de uniți și de fericiți, cât de buni și de darnici eram cu toții și cât de rugăciune am înălțat pentru ca țara și neamul nostru să aibă un viitor mai bun, mai prosper și demn. El se lua totodată un act de cinstire față de acei eroi martiri care au înfruntat cu pieturile lor goale brațul înarmat al tiraniei ucigașe. Lor ne suntem dator mereu, cu o privire în urmă, cu un gând pios de recunoștință, purcocele noastre zmerite pentru o ridicină a sufletului lor candid ca martiri ai neamului românesc. Este asemănătoare jertfa lor cu acelor din închisori. Se știe că în închisori s-a ajuns la acea stare în care, așa cum a spus și Preasfințitul mai înainte, au ajuns să-i ierte. Au ajuns să facă chiar o rugăciune pentru cei care îi chinuiau și se rugau la ajut ca nu cumva Mântuitorul Hristos, dreptul judecător, să-i învinuiască pentru ceea ce le fac ei. Doamne, iartă-i și apoi, fără îndoială, cuvântul lui Vulcănescu, să nu ne răzbunați. Deci, dacă esența spirituală a prigoanei comuniste a fost despărțirea omului de Dumnezeu și aruncarea lui în necredință și în ea, pentru cei care cred că sistemul comunist a fost doar o dictatură ca oricare alta, și nu înțeleg că scopul adânc al lui a fost
de natură spirituală, mărturirea arată că cele mai cumplite torturi au fost aplicate celor care nu voiau să se lepede de credință, cu scopul de a-i determina să apostazieze. Și avem reeducarea de la Pitești, apogeul terorii, care l-a reprezentat folosirea celor mai diabolice și blasfemiatoare mijloace de tortură pentru a-i transforma pe credincioși în necredincioși. Deci, dacă înțelegem ziua de 22 decembrie ca pe cea unei dilințe duhovnicești spirituale, este firesc să-i cinstim pe cei cu ajutorul cărora s-a câștigat această victorie. Cei care au murit, cei care au suferit prigoană, cei care, fără a îndura chinuri fizice, au fost marginalizați pentru credința lor, suferind batjocura, știuți și neștiuți. Cinstirea tuturor acestor vase alese ale lui Dumnezeu nu este doar o opțiune, ci este o necesitate pentru viața noastră în Hristos. Dumnezeu a avut aleșii Săi pe fiecare dintre drumurile, la fel ca în perioada din aceste drumuri, la fel ca în perioada persecuțiilor romane, când Biserica a dat sfinți, a dat și sfinți care nu au fost mucenici. Și prăzuirea tuturor martirilor regimului comunist în aceea zi nu este ceva neobișnuit. Așadar, această seară este o seară nu de comemorare pur și simplu, este mai mult decât atât, este o seară de aducere aminte duhovnicească. Este o aducere aminte duhovnicească pentru că jertfa tinerilor nu a fost irosită. Sunt foarte mulți filozofi, părinte, spun eu, a fost o victorie de stat, a fost, nu a fost și așa mai departe. Sângele jertfei tinerilor este o jertfă bine primită de către Mântuitorul Hristos, așa cum vedeți aici în pictura Elenei Murari, care a mers la cimitirul eroilor Revoluției, a fotografiat chipurile acelora și așa cum veți vedea și în film, de, un film de scurtmetraj, ei nu trebuie lăsați în uitare. Așa cum spunea un cântăreț care, mă rog, are mai multe interpretări asupra, și cântece asupra acestui eveniment, spunea, acolo pare că sunt păziți. Ei sunt păziți, de ce oare să fie păziți? Nu cumva să le tulbure somnul sau să tulbure somnul celor care i-au ucis? Deci, jertfa tinerilor nu a fost irosită. A fost folosită, e adevărat, cinic, de niște constructuri care edifică o lume care nu are nicio legătură cu acel ideal național și creștin, ba chiar în neam. Așa cum nici jertfa celor de la Mărășești, de la Mărești, de la Ortus, nu a fost zadarnică, chiar dacă România Mare nu mai există acum. Așa cum nici jertfa celor din al doilea război mondial nu a fost zadarnică și așa cum nici jertfa celor din temnițe comuniste nu a fost zadarnică. Niciunul dintre acești eroi și sfinți nu s-a jertfit ca noi să ajungem într-o asemenea țară cum este cea de astăzi. E adevărat. Toți s-au jertfit pentru acel ideal de Românie creștină care i-a însuflețit și le-a îngheat rănile, zdrobirile și durerile crucii. Este o mare tragedie că noi ne îndepărtăm de acel duh de eroism și sfințenie și că punem în locul acelei Românii una într-un fel a captivității. Problema nu este cum justificăm noi jertfa acelor tineri din 89, ci cum ne explicăm noi și cum ne justificăm noi în fața lor, pentru că am făcut din țara aceasta pentru care au murit altceva decât și-au dorit ei. Și aș vrea să punem, avem secvența aceea de la Timișoara, în care, după ce s-au îngenunchiat în marea aceea de tineri, au îngenunchiat și au rostit în genunchi rugăciunea Tatăl nostru. Iar după aceea cineva a spus, vrem o Românie creștină. Deci, dragii mei, România eroilor și sfinților noștri martiri este vie. Dar ea este o realitate a împărăției cerurilor. Acolo jertfele tuturor au fost bine primite. În ciuda cinismului, în ciuda interpretărilor tendențioase, au murit ca nu știu cine și așa mai departe. Acolo sunt martirii, acolo sunt cei care, probabil, când spune, cum spune Apocalipsa, până când stăpâne sfinte și adevărate,
nu vei judeca și nu vei răzbuna sângele nostru față de cei care locuiesc pe pământ. Aici înseamnă dreptatea lui Dumnezeu. Și aș încheia cu cuvintele unui mărturisitor din tendințele comuniste. Ateismul va fi învins, dar să fiți atenți cu ce va fi înlocuit. Și același mărturisitor, ca de altfel toți mărturisitorii, pentru că, de fapt, se încheie un ciclu aici, în 1989. Se încheie un ciclu al mărturisitorilor și, așa cum spuneam altă dată, vorbind despre mărturisitorii din tendințele comuniste, nu este întâmplător faptul că această coborârea lor în închisoare, în infernul închisorilor, în loc să fie o coborâre în infern, s-a transformat în jurnalul fericirii al lui Nicolae Steinar sau s-a transformat în bucurile suferinței ale Părintele Dimitrie Bejan, care e mormântat la Hrăloi, de care a lutit preasfințitul. Și aș încheia cu aceste cuvinte. Vă rog mult să-L urmați, să-L slăviți, să-L slujiți. Sunt fericit să mor pentru Hristos. Lui îi datorez darul de azi. Totul este o minune. Eu plec, dar voi aveți de purtat o curce grea și o misiune sfântă. În măsura în care mi se va îngădui de acolo de unde mă voi afla, mă voi ruga pentru voi. Și această rugăciune va fi, deci vom fi împreună cu voi. Veți avea multe necazuri. Fiți tare în credință că Hristos îi va birui pe toți vrăjmașii. Îndrăzniți și rugați-vă. Păziți de schimbat adevărul, dar să opoliți fanatismul. Nebunia credinței este putere dumnezeiască, dar tocmai prin aceasta ea este echilibrată, lucidă și profund umană. Să iubiți și să slujiți pe oameni. Au nevoie de ajutor, căci dușmanii prădani își caută să-i înșele. Ateismul va fi învins, dar să fiți atenți cu ce va fi înlocuit. Și noi vorbim astăzi de secularizare. Ori secularizarea nu înseamnă negarea pur și simplu a credinței. Este rezultatul neapărat al confruntării dintre credință și necredință. Ci este al parazitării credinței, al pseudo-credinței, al pseudo-tradiției, al pseudo-purității căutate de cercuri, așa zis, elite intelectuale preocupate mai mult de monopolul ermeneutic, de interpretare decât de subornicitatea trăirii tainelor. Însă, așa cum prearatează un alt martir al tendințelor comuniste, care a văzut-o pe Maica Domnului și care a adresat aceste cuvinte. Să nu te temi. Să nu te îndoiești. Biruința va fi a Fiului meu. El a sfințit locul acesta acum pentru cele viitoare. Puterile Întunericului cresc și încă vor mai experimenta lumea, dar vor fi spulberate. Fiul meu așteaptă pe oameni să se întoarcă la credință. Azi sunt mai cutezători fiind Întunericului decât fiind Luminii. Chiar de vi se pare că nu mai e credință pe pământ, să știți că totuși izbăvirea va veni. Dar ca prin foc și prin pârjor. Lumea mai are de suferit. Aici însă este multă credință și am venit să mă îmbărbătez. Îndrăzniți, lumea e a lui Hristos. Vă mulțumesc! Ce spunea Părintele Galeriu și noi știm ca teologi că așa este. Moartea nu e cinstită pentru că e moarte, da? Și moartea nu pentru faptul că e moarte, ci pentru că, este precedată de jertfă. Ori mitul fondator al nației noastre este cel al meșterului Manole, da? Care vorbește despre jertfă. Adică la baza vieții stă jertfă întotdeauna. Deci noi prețuim moartea pentru care e viața mai înainte de ea. Mulțumim foarte mult. Sunt reamintiri și e și o comemorare. De ce nu? Dacă spuneți la început că nu ne-am adunat neapărat să comemorăm, dar comemorăm și reamintim și rememorăm și punem în fața celor care n-au trăit atunci ceea ce s-a întâmplat ca să înțeleagă
cumva pe ce lume se află acum și de ce suntem în faza situației în care suntem. Da? Deci nu respind comemorarea. Nu. Povestea e că noi, biserica, facem parastasis. Parastas în limba greacă, Părintele de Car știe foarte bine, înseamnă aduce în prezența lui Dumnezeu. Și Elena Murari, prin faptul că a mers la Cimitirul Eroilor, a fotografiat acele echipuri și le-a adus aici și iată, ele se deschid spre Mântuitorul Iisus Hristos care primește jertfa lor. E un parastas, mai mult decât. Da, asta este. Mulțumesc foarte mult, deci sunt edificat cuvintele pe care le-ați rostit.